Weekendul trecut la Squash Cluj-Napoca s-a desfășurat Romanian Open Squash 2023 și la această competiție din acest an, sportivii de squash călărășeni au reușit să ocupe primele locuri ale podiumului. Cu această competiție s-a continuat șirul evenimentelor din proiectul Federației Române de Squash. După această competiție se va începe munca pentru următoarea competiție Romanian Open Squash 2024. Clasamentul Romanian Open Squash 2023 se prezintă astfel. La categoria feminin, locul 1 este ocupat de Andreea Gheorghișor de la Remat Călăraș. Locul 2 este ocupat de Alexandra Gheorghișor de la Remat Călăraș și Nicoleta Ștefan. La categoria masculin, Richard Dragomir ocupă primul loc, Ralph Lungu al doilea loc și David Focșanski al treilea loc.